Internetul, YouTube-ul și rafturile cu cărți de la secțiunea istorie a oricărei librării românești sunt pline, dacă nu dominate, de producții cu caracter senzaționalist și conspiraționist. Toate încearcă să profite de naivitatea, necunoașterea și mai ales pofta de nou a publicului. Și toate încearcă să-și justifice poziția, adică de pildă de ce tocmai un medic veterinar pensionat a descoperit ceea ce generații de istorici profesioniști nu au reușit. Prin faptul că istoricii din diverse motive, oculte desigur, ar ascunde adevărul. Toți afirmă de sus și tare că istoricii ar minți. Și știți ceva? Au dreptate. Însă, din cu totul, alte motive decât v-ați închipui. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie și alături de Albert Weber, alt doctor, fac parte din echipa internațională de cercetare Corpus Draculianum, premiat de Academia Română. Acest episod este indirect despre noi. Înainte de a evalua legitimitatea noastră ca istorici, vă rugăm să dați o scurtă căutare pe Google. Ori și mai simplu să ne vizitați profilele pe academia.edu, adică Facebook-ul oamenilor de știință. O mică atenționare. Din motive pedagogice a trebuit să simplificăm multe. Dacă aveți întrebări specifice, ne bucurăm să vă răspundem în comentarii. Cercetarea istorică este o știință care produce cunoștințe verificate și verificabile pe sursele vremii. Ce nu poate fi verificat este speculativ și fantezist. Punct. Istoricul nu este un povestitor și nu scrie povești luate din alte cărți. Acesta lucrează în primul rând cu izvoare, adică cu texte vechi produse în perioada pe care o studiază. Istoria ca știință nu reconstituie o suită de episoade istorice în scopul de a distra publicul ori de a-l face să se simtă mândru, superior, împăcat cu sine, etc. Adică istoricul nu are voie să aibă misiuni ideologice, etice ori moralizatoare. Nefiind în mod ideal nici scriitor și nici ideolog, istoricul trebuie să-și păstreze sângele rece dincolo de preferințele sale ca om. Prin mult antrenament, profesionistul ajunge să disocieze omul de cercetător la un nivel superior amatorului, nu complet, așa cum vom vedea în continuare. Dar ce este ăla un istoric? Istoric se poate numi doar o persoană care, 1. A absolvit un studiu de specialitate, adică are la mână o patalama la o instituție universitară recunoscută, și 2. Este angajat sau afiliat la o universitate sau o instituție de cercetare. Există desigur și cercetători deveniți independenți, dar aceștia sunt excepții. Dacă nu vă convinge această definiție, atunci pot să vă întreb direct? Ați considera medic pe cineva care nu are studii de specialitate și nu a fost acceptat să lucreze în niciun spital ori clinică? Ați accepta un tratament de la el sau i-ați lua în serios recomandările? Sau ați numi pe cineva chimist care, la fel, nu are nicio diplomă și niciun acces la un laborator? În schimb, ați crede că cineva fără studii universitare în domeniu și experiență profesională poate vorbi pertinent despre strămoșii noștri? Sau realizați că astfel de persoane doar încearcă să profite de necunoașterea dumneavoastră ca să vă facă să dați click pe clipurile ori articolele lor? Atenție! Nu există istorici amatori. Oricât de bine intenționați ar fi, aceștia rămân cel mult pasionați, împătimiți de istorie și nu de puține ori, chiar au foarte mult habar despre ceea ce vorbesc. Pentru profesionalizare însă, le lipsește ceea ce am să vă povestesc în continuare. În acest episod veți înfăța, între altele, și cum să separați istoricii pe bune de cei care se pretind istorici. Deci, fiți atenți la alarme! Dincolo de patalamale și afilieri, ca să te numești istoric, îți trebuie anumite competențe și abilități care se perfecționează prin experiență.
Antrenamentul începe din studenție și presupune parcurgerea mai multor etape. Vă solicit răbdarea, însă fără următoarele minute nu veți putea gusta cele mai delicioase detalii ale acestui episod. În primele semestre, studentul la istorie frecventează cursuri introductive menite să-i solidifice bagajul de cunoștințe generale în domeniul istoriei, să învețe metode științifice și, în general, contextul în care este integrată specializarea din semestrele următoare. Specializarea se face, de obicei, pe trei coordonate: geografică, temporală și tematică. Eu, spre exemplu, sunt specialist în istoria Imperiului Otoman și a sud-estului Europei, cu precădere în secolele 14-15 și în domeniul istoriei militare și monetare. Colegul Albert Weber este specialist în istoria centrului și estului Europei, cu precădere în cea a românilor, în secolele 14-16 și în domeniul analizei de discurs, acumulării și circulării cunoștințelor. Bineînțeles că mă pricep foarte bine și la istoria medievală românească, însă competențele mele în acest domeniu nu se compară cu cele ale lui Albert. Întotdeauna există o ierarhie a competențelor între istorici, ca și între medici ori mecanici auto. Deci, prima alarmă. Pretinsul istoric pretinde că poate scrie cărți despre diverse perioade istorice și tematici. Este imposibil să te pricepi competent la orice, după cum un medic nu te poate trata competent și de surzenie, și de dureri de dinți, și de limbrici. Cred că știți bancul. Odată ce începe specializarea, studentul nu doar că frecventează cursuri din respectivul domeniu, ci și studiază cel puțin o limbă de izvor specifică. Eu nu m-aș putea numi osmanist dacă n-aș putea citi și înțelege, desigur, texte vechi otomane și limba turcă actuală. Albert nu ar avea nicio autoritate să se numească expert în istorie medievală românească dacă nu ar stăpâni limba latină și română veche și, bineînțeles, pe cea actuală. Altă alarmă. Pretinsul istoric nu cunoaște nicio limbă de izvor și citește doar traducerile altora sau nu citește izvoare deloc. Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare nu au scris absolut nimic în română din ce ne-a rămas până astăzi. Și absolut nimeni nu a scris despre ei în română. Limba este expresia gândirii oamenilor și nu putem să-i înțelegem temeinic pe cei ce au trăit acum sute de ani dacă nu le cunoaștem foarte bine limba. După însușirea a cel puțin unei limbi de izvor, tânărul istoric învață să descifreze izvoarele învățând felurite tipuri de scris. Izvoarele medievale, aflându-se în formă manuscrisă, scrisul nu arată așa cum am învățat noi în școlile din secolul 20. Multe manuscrise sunt scrise nu cu mâinile, ci cu picioarele. Descifrarea textelor vechi se numește paleografie, dacă sunt scrise pe papirus, pergament sau hârtie, sau epigrafie, dacă sunt scrise pe piatră, ceramică ori metal. Aceasta presupune și cunoașterea temeinică a complicatului sistem de prescurtări. Nu mai dau a treia alarmă, fiindcă dacă nu se încadrează la a doua, deja paleografia e limbă străină cu totul pretinsului istoric. La sfârșitul acestui proces de acumulare, învățăcelul trebuie să-și demonstreze practic abilitățile prin lucrarea de licență, master și mai târziu, dacă ține neapărat, prin doctorat și habilitare. Acestea sunt lucrări științifice în care acesta probează contribuții argumentate și originale. Deși nu este obligatoriu pentru a fi istoric, doctoratul îți dă posibilitatea să activezi în învățământul universitar superior și să ai un grad superior ca cercetător științific într-un institut. Nu poți fi conferențiar fără doctorat, nu poți fi profesor universitar, adică deținătorul unei catedre universitare de istorie cu o anumită specializare, dacă nu ai habilitare, adică un doctorat mai șmecher. Cercetarea istoricului se derulează de la general la particular. Ia la cunoștință tot ce s-a scris pe tema pe care vrea să o cerceteze și ce s-a scris pe temele vecine acesteia.
Eu, spre exemplu, am cercetat despre acângii. Mai întâi a trebuit să citesc tot ce s-a scris despre aceștia, despre celelalte instituții militare din Balcan și despre începuturile otomanilor în regiune. Cu această ocazie, istoricul observă care sunt punctele de rezistență ale cercetării, ce s-a omis, ce nu se știe încă și unde scârție una alta. Cu această ocazie, el află și care sunt izvoarele de început. În următorul pas, începe să verifice izvoarele cunoscute și apoi să caute altele noi, necunoscute colegilor săi, izvoare care de obicei nu sunt publicate și se află încă în vechi biblioteci și arhive. Izvoarele trebuie mai întâi decodate, iar apoi începem să le înțelegem mai profund în limba lor. Traducerile noastre sau ale colegilor sunt doar ajutătoare, adică îți dau noi idei cum să înțelegi un cuvânt sau un pasaj. După cercetarea izvoarelor, istoricul temeinic mai ia încă o dată la mână ce au scris colegii săi de breaslă de-a lungul generațiilor ori în timpul său. Asta pentru că niciunul dintre noi nu și dorește reinventarea aței de tăia mămăliga. Altfel, riscă să se facă de râs în fața colegilor, pretinzând că a descoperit ceea ce se cunoaște deja de 80 de ani. Bineînțeles că istoricii revin periodic asupra unor teme mai vechi și le discută în lumina noilor descoperiri. Teme abordate de Xenopol în secolul XIX au fost rediscutate ulterior de nenumărate ori pe măsură ce s-au descoperit izvoare noi, ori cercetătorii au acumulat mai multă experiență cu izvoarele cunoscute deja. Vedeți dumneavoastră, de fiecare dată când citești un text, îți mai sare în ochi un detaliu și te tot minunezi cum de nu l-ai văzut la precedentele 11.347 de tentative. Și cu cât mai mulți ochi citesc un izvor, cu atât mai multe observații fac. Suntem întrebați frecvent de ce nu-l folosim pe Iorga de fiecare dată. Simplu. 1. Iorga nu este singurul mare istoric român. 2. Iorga a trăit acum 80 de ani, iar în toți acești ani au activat mii de alți istorici care au descoperit noi izvoare și și-au bătut capul cu ele. 3. Iorga nu a fost specialistul definitiv în absolut orice. Spre exemplu, Iorga a scris o istorie a Imperiului Otoman fără să cunoască limba osmană sau pe cea turcă și folosindu-se doar de izvoare creștine, latine, italiene și bizantine. Adică, ca și cum a scris istoria României ignorând orice izvor românesc. Ca orice istoric, Iorga, ca și alții ca el, au avut punctele lor forte și slăbiciunile specifice oricărui istoric, așa cum vom vedea în continuare. Acum, sper că putem înțelege mai exact cum și unde să reperăm mecanismele minciunii în lumea istoricului. Larga majoritatea publicului preferă varianta simplă de răspuns. Istoricii mint pentru că sunt cumpărați ori incompetenți. Aceasta este însă latura malignă, adică a celora care voit și conștient încearcă să vă sucească mințile și să profite de dumneavoastră. Mincinoșii maligni sunt, din fericire, doar o minoritate. Până la urmă, nu este fiabil economic pentru o entitate politică, religioasă ori economică să-i cumpere pe toți istoricii ori pe majoritatea. Ba din contră, sunt cumpărați doar câțiva și apoi promovați agresiv peste tot. Pe istoricii de curte ai lui Ceaușescu îi numărăm, spre exemplu, pe degete. După aceștia vin oportuniștii. Acești indivizi, foarte flexibili în morală, au o gândire de mercenar. Aleg temele și tipurile de discurs științific care aduc cele mai grase finanțări și posturi. Pe vremea lui Ceașcă aveai venituri asigurate dacă demonstrai că românii au inventat roata, focul și internaționala socialist. Acum e de bun ton, mai ales în vest, să scrii ca Lucian Boia, cum că tânărul stat român ar fi realizat un genocid cultural împotriva minorităților etnice. Deci o dăm dintr-o extremă în alta și din inventatori fără egal și oprimați de către diverși vecini ne transformăm în incompetenți și opresori.
Dacă pe vremea lui Ceașcă se gândea izolaționist și excepționalist despre istoria românilor, adică frumusețea și deșteptăciunea noastră era unică și neinfluențată de vecini. Acum nu ai cum să mai ai ceva particular al tău, fiindcă se pune mare preț pe orice e trans și multi. De câțiva ani buni se pune mare accent pe reliefarea multiculturalității, multietnicității și a legăturilor și schimburilor transfrontaliere, transculturare, transetnice și transreligioase. Mai există o a treia categorie de istoric cu caracter malign, cel care scrie din interes pur comercial, capitalistul pur sânge. Și aceștia sunt destul de puțini, dar profesioniști. Ei își monetarizează meritele, pecetuind notsensul scos pe piață ca produs științific. Acești comercianți scriu mai ales biografii despre personalități foarte prominente, pline de dramatism și apar cu teze pe cât de explozive, pe atât de aberante. Spre exemplu, un neamț susține că o mare parte a evului mediu ar fi fost inventată de cronicari și noi încă mai trăi cronologic, vorbim în secolul 17. Pe la noi sunt cei care văd tuneluri construite de daci, ori după alte genii, de către diversi voievozi pe sub munții Bucegi. Aș fi deosebit de interesat să vizitez unul. Există alți istorici, mai puțin duși cu pluta, dar la fel de bine orientați după bani. Și Vlad Țepeș este cel mai nimerit să cade victime foamei după bani. Premiul pentru cea mai pseudo-istorică publicație despre Vlad Țepeș îl primesc istoricii americani Raymond McNally și Radu Florescu. Primul susținea că Țepeș ar fi băut sângele victimelor sale, iar al doilea că el însuși ar avea sângele lui Vlad Țepeș în el. Ambii, de altfel, istoricii serioși și respectați. Au făcut saci de bani istorisind mitologia vampirului Dracula și vampirizând biografia lui Vlad Țepeș cu absolutul lor bestseller apărut pentru prima dată în 1972. Majoritatea istoricilor mint, fiindcă sunt forțați de împrejurări să o facă, iar alții nici nu realizează că o fac. Vedeți dumneavoastră, noi istoricii trebuie să răspundem la o mulțime de întrebări de detaliu, cu toate că larga majoritatea izvoarelor scrise, ori arheologice, au dispărut. Documentele din cancelarea lui Vlad Țepeș s-au pierdut undeva între 95 și 98%. Din păcate, nu există vreo mega carte ori arhivă ultra secretă, așa cum își închipe unii Vaticanul, care să ne furnizeze informații substanțiale. Dar și așa puține cum sunt, nu toate izvoarele ajung sub ochii istoricilor în egală măsură. Unii cunosc mai multe izvoare, iar alții mai puține. Unii au posibilitatea să aibă acces sau să descopere mai multe, iar alții mai puține. Noi cei din ziua de astăzi avem enormul avantaj față de Iorga și istoricii români din perioada comunistă, împiedicați să facă stagii de cercetare îndelungate în arhivele de peste hotare. De la Iorga încoace s-au descoperit mii de noi documente privitoare la istoria medievală a românilor. Din anii 70, istoricii români frecventează biblioteci și arhive turcești, iar în ultimii ani tehnologia și digitalizarea fac pași uimitori. Practic, acum, din confortul propriului fotoliu, putem accesa manuscrise din Biblioteca Vaticanului sau verifica în câteva secunde orice document medieval românesc. Toate aceste luxuri de neînchipuit pentru generațiile trecute ne oferă un avantaj enorm față de înaintașii noștri. Altă problemă este modul de formare profesională și calitatea acesteia. Una e să fii școlit la Universitatea din Ciorogâr la Orjilava, și alta la Oxford or Harvard. Una e să înveți meserie de la cineva ajuns profesor pe relații ori pe criterii politice și alta este să fii ucenicul cel mai bun din domeniul tău. Poate cel mai insidios sau pervers factor este cel subconștient. Mă refer aici la mediul în care ai crescut, ai socializat sau te-ai format ca intelectual și care te face să gândești instinctiv într-un anumit fel. În fine, talentul. Unii îmi înnoadă picioarele cu dribblingurile lor geniale la fotbal, iar unii ca mine le înnoadă lor creierii cu ce scriu despre istorie.
Unii suntem mai talentați la istorie și alții mai puțin. Unii știm cu ușurință cum să stoarcem cu maximă eficiență izvoarele despre care v-am vorbit, iar alții mai puțin sau deloc. Unii știm multe limbi sau stăpânim foarte bine puținele limbi vechi știute, iar alții mai puțin. Toate acestea fac o diferență. Și cu cât stăpânești mai greu sau mai puțin dintre toate cele detaliate mai sus, cu atât minți mai mult. Deci, să recapitulăm. Mincinoșii maligni, minoritatea, mint fiindcă sunt cumpărați, sunt oportuniști, ori inventează povești comerciale. Istoricii benigni, majoritatea, mint fiindcă nu cunosc sau nu ajung la toate materialele de care au nevoie și sunt influențați subconștient de experiențe trăite. Dar care este cea mai importantă lecție de învățat din acest episod? Nu există istorie adevărată. Ce este adevărat pentru un român, pentru un turc ori ungur, sunt doar minciuni. Și viceversa. Nici o surpriză, deci, de ce la același episod am avut comentarii cum că aș fi cumpărat de turci, dar și că am o poziție cu totul distorsionată și neonestă față în privința turcilor. Deci, până la urmă, sunt concomitent și anti-român, și anti-turc, și bănuiesc și anti-ungur. Din perspectiva mea, nici una, nici alta. Când încerci să stai la jumate, ești criticat de ambele extreme. Că nu-l auzi îndeajuns pe cei plăcuți de unii și nu critici cu mânie pe cei disprețuiți de alții. Atunci, dacă nu există istoria adevărată, ce ne mai rămâne? Să ardem toate cărțile de istorie? În nici un caz, fiindcă riscăm să nu învățăm și să repetăm greșelile trecutului. Nu totul este o minciună totuși. Să nu cădem deci în cealaltă extremă. Alternativa este istoria sinceră, onestă, adică să spui ceea ce ești convins că este adevărat. Să fii deci sincer cu tine însuți ca istoric și să nu acționezi împotriva propriei conștiințe. Dacă simți sau chiar ești foarte conștient că un lucru este albastru și tu pretinzi că este roșu sau nici nu știi ce e conștiință, atunci mai bine fă-te broker pe Wall Street sau jurnalist în armata lui Putin și lasă filmele educative pe YouTube. Maria Savlad însă nu vă lasă, înainte de a vă ura, așa cum obișnuia să-și încheie scrisurile slavone, prin mine, umilul său logofăt, și Dumnezeu să vă veselească. La revedere!